We can break apart the heat. Me if I seem a little unimpressed with this. An antisocial pessimist, but usually I don't mess with this. And I know you mean no, 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 no. Okay. Are you fucking kidding me? Really, nigga? Credeți că ne opriți, nu merge așa. Noi am avut tupeu, v-am deranjat cumva. Am scos o piesă și toți ați reacționat. Se pare că mesajul nostru a funcționat. Defecte aici, acolo, imediat găsiți. Că am vocea subțire, chiar mai mult nu știți. Orice ar face alții, voi apreciați. Dar dacă fac gogani, știți doar hexadans. Dă dislike, nu ne supărăm. Cât tu faci la Hollywood, ne relaxăm. Dă dislike, nu ne supărăm. Orice face pe YouTube, noi tot postăm. Dă dislike, nu ne supărăm. Cât tu faci la Hollywood, ne relaxăm. Dă dislike, nu ne supărăm. Orice face pe YouTube, noi tot postăm. N-am easy-uri în picioare, dar măcar am ritm. Nu toată lumea mă place, dar eu fac tot ce simt. Filmez, editez, eu muncesc și creez, nu fac altceva. Vreau să mă dezvolt, să ajung sus de tot, să fiu cineva. Hate, 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 schimbă rutina puțin. Pă-ți propria părere ca să putem să vorbim. Cunoaște o persoană înainte să o bârfești. Iar dacă nu o placi, mai bine nu o urmărești. Ok. Cred că ați văzut suficient din muzica asta pe nume Dislike. Deci, în primul rând, în muzica asta, amândoi ne fac hate nouă pentru că noi ne-am făcut hate lor și ne spun de ce să le facem hate pentru că n-are rost. E bine, eu le dau hate și vă spun și de ce. Pe undeva pe la primele versuri spun că dați dislike, că nu ne supărăm, că whatever, că ne distrăm la Hollywood, pula mea. Da, ideea e că, da, ok, poate ei se distrează la Hollywood, dar poate nu va fi pentru mult timp și, frate, îi dăm hate și în versurile următoare el spune că unul dintre ei vrea să ajungă sus. Pe cum? Nu te interesează dacă îți dăm hate și într-un final spui pe vrei să ajungi undeva sus? Pe cum, dacă noi îți dăm hate? Really, nigga? A, da. Răzvan Gugan spune că el editează, că face tot singur. Da, piip! Nu, el nu face nimic. El plătește sau se roagă de alții să-i facă. Muzica asta, de exemplu, n-a fost editată de el. Adică, cine filmează? Serios. Serios, acum, cine filmează? Ce mai era să vă spun? Andra Gugan spune, înainte de a critica o persoană, cunoaște. Are you fucking kidding me? Păi ok, te cunosc. Știu că ești nesimțită, ești neserioasă, ești nervantă, faci melodii de căcat care iar fac hate la tot. În curând o să scoți o melodie la care o să-mi dai mie hate, pun pariu. Dacă o să vezi videoclipul o să da pula mea. Ce mai exista să vă spun, e important. Nu știu, măcar nu mai știu ce vreau să spun. A, da. Nu prea am înțeles cadre, n-au avut cam niciun sens. Dă dislike, după aia dă dislike lângă o mașină șmecheră, după aia dă dislike în timp ce stau în hainele lui taică-miu, după aia dă dislike în timp ce sunt în Gold Edition, lângă o mașină scumpă care nici măcar nu e a mea, după aia dă dislike și dislike. Da, cam atât a fost cu chestia asta, mi-a luat cam vreo 2-3 ore să editez, fiindcă de pe telefon e ceva mai greu să editez așa ceva. Aș vrea să fac un video cu mine cum editam chestia asta, să pun pe rapida, nu prea știu dacă avea sens. Pot să fac altă dată, scrieți în comentarii dacă vreți să fac așa ceva.
E bine, eu am fost Luca Andrei Junior, eu vă salut, vă spun toate cele bune și pa, pa, adios!